Iar de la Kremlin se fac din nou declarații care stârnesc îngrijorarea la nivel internațional. Rusia ar putea folosi arma nucleară dacă țara ar fi într-un pericol iminent, a declarat aseară purtătorul de cuvânt al Kremlinului într-un interviu pentru CNN. Emmanuel Macron a vorbit din nou cu Vladimir Putin, dar fără un rezultat care să pună capăt războiului. Statele occidentale vor anunța mâine noi sancțiuni împotriva Rusiei și întărirea celor existente, a anunțat consilierul pentru securitate națională al președintelui american. Sunt 3 summituri importante săptămâna aceasta, toate la Bruxelles, reuniunile NATO, G7 și al Consiliului European. Liderii politici vor lua decizii de apărare comună și sprijin acordat Ucrainei, adică un răspuns militar, economic și politic. Întrebat în cadrul unui interviu pentru o televiziune americană dacă Vladimir Putin ia sau nu în calcul utilizarea armelor nucleare, purtătorul de cuvânt al Kremlinului nu a exclus posibilitatea. President Putin intends to make the world listen to and understand our concerns. We've been trying to convey our concerns to the world, to Europe, to the United States, for a couple of decades. So if it is an existential threat for our country, then it can be used in accordance with our concept. Well, there are no other reasons that were mentioned in that text. În continua încercare de a ajunge la pace, președintele Franței a discutat din nou telefonic cu Vladimir Putin. Conversația dintre cei doi lideri a durat o oră și nu a avut vreun rezultat. Premierul Israelului a vorbit și el despre situația negocierilor dintre Rusia și Ucraina. Acesta susține că Rusia a renunțat la demilitarizarea Ucrainei și înlocuirea regimului de la Kiev. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, urmează să participe mâine la summitul NATO de la Bruxelles prin videoconferință. Acesta va cere din nou comunității internaționale sancțiuni drastice pentru Rusia. По їх нерухомості, по їхніх рахунках і яхтам тощо, по їхніх звичці заробляти війною, а жити і відпочивати подалі в Європі, де мирно і затишно. În cadrul summitului va fi anunțat un nou pachet de sancțiuni, după cum a anunțat Casa Albă, ceea ce indică interesul american pentru un răspuns unitar global împotriva regimului Putin. Aceste sancțiuni trebuie însă să fie ușor de gestionat pentru Europa, a atenționat cancelarul Germaniei. Războiul din Ucraina ar putea fi o dispută care să dureze mai mult timp și, prin urmare, trebuie să facem față împreună. Acest lucru este valabil și pentru alte țări care sunt și mai dependente de cărbune, petrol și gaze, chiar mai mult decât Germania. Despre securitatea Europei a vorbit și președintele Comisiei Europene. The consequences of the Kremlin's aggression of Ukraine span well beyond Europe. This Kremlin-made war is threatening food security across the world. Pe lângă summitul NATO, liderii comunității internaționale se vor întâlni săptămâna aceasta și în cadrul summitului G7 și cel al Consiliului European.